Salutare nocivanilor! Astăzi o să jucăm Human Simulator, adică va trebui să ne prefacem că suntem oameni. Ideea jocului este că de fapt suntem niște roboți și trebuie să ne angajăm undeva fără ca oamenii să-și dea seama că noi suntem roboți. Este destul de amuzant jocul, o să vedem în cele ce urmează. Mă vedeți acolo în tablou, eu sunt toate cele trei persoane, adică așa arăt și eu, bărbat, fetiță și femeie. Exact așa arăt și eu, la fel ca marioneta asta arăt la fel. Ideea este că este atât mai amuzant jocul pe cât eu sunt raton, deci o să fie mai greu să devin om. Avem și un contract de semnat aici, doar să fie susținere blană. Vă garantez că o să vă distrați la episodul acesta, pentru că deja am făcut tutorialul și m-am distrat în tutorial. Așa că hai să vedem, ne zice că vrem să ne angajăm undeva și cele necesare ar fi good control, control bun, comunicare bună, personalitate expresivă, toate nebuniile, frate, și trebuie să semnăm undeva aici. Gata, boss, hai că semnăm. Ia. Cum mă cheamă? Hugman. Na bun, și acum mergem la interviu să încercăm să ne angajăm undeva fără ca șeful nostru sau cine ține interviu să-și dea seama că noi cica am fi roboți. Mi se pare tare oricum ideea jocului. Uite-te cum începe deja. Mălă, Doamne. Sigur nu, sunt un om normal, așa face un om normal. Oh, you must be Mr. Man, yes? Dar nu știu unde să stau eu, că o să vă zic eu ce scrie. Voi nu cred că vedeți. Nu vedeți tot, dar în fine. Ci că îmi zice el, a, tu ar trebui să fii domnul bărbat. Da, frate, eu sunt. Ok. Trebuie să dau din cap acum, fiți atenți. Să nu par suspicios, da. Foarte bine, am căutat să mă întâlnesc cu tine. You seem like one of the most promising. Tu par unul dintre candidații promițători. Acum eu nu trebuie să fac din astea ca să par să par suspicios. Cred că sunt surdomut, că altfel nu știu de ce m-ar angaja, că trebuie doar să dau din cap. Ok. Didn't have any trouble finding the interview room, I hope. Da, n-am avut mai nicio problemă. E ok, da. Asta e că trebuie să zic că nu, n-am avut probleme. Nu, frate, e ok totul. Na, nu, păi am zis nu. Hai mă, frate, am zis nu. A, gata. Îmi rup gâtul, mă. Foarte bine. Așa, well, let's get into some... Ci că să trecem la niște întrebări despre companie. Da, frate, spune. Why don't you start by telling me some of your strengths, Mr. Man? Păi și cum să zic? Da, așa facem, da. Cică... Ah, note one to toot your own horn, I see, humble. That's exactly what we are looking for. Cică, maram, nu trebuie să vorbesc, exact asta caută ei. Tell me how did you hear about this position? Da, vă spun. Ah, păi și cum îi spun? Nu vă spun. Ah, asta e. Uite, mă pot uita la... Ah, pot interacționa cu chestiile, bă, că eu sunt un robot. Am pornit radio-ul, frate. Vreau să-l opresc. Aulu, mama, ei! Oprește-l, mă. Ah, l-am pornit iară. Stai că vă spun acum de pe telefon, ia. Oh, that's right, a call from Mr. Smith upstairs, direct, recommendation, very impressive. Deci am făcut eu, am mânărit cumva totul, ca să am ca și cum cineva m-a propus pentru acest post mirobolant și eu am relații, am tot ce-mi trebuie. Da, frate, îl cunosc pe Smith ăsta, dar cum să nu, este prietenul meu de o viață. De când sunt robot. Nu, om, scuze. Mr. Man, where do you see yourself? Cică, ba, asta e cea mai proastă întrebare când te duci la un interviu. Unde te vezi peste 5 ani? În oglindă, în pana mea, sau peste 10. Pe bune, mă? Unde te vezi peste 5 sau 10 ani? Ești serios? Nu știu, frate, nu, firma ta, undeva mai bine. Să nu mai fiu nevoie să fiu angajat, să fiu eu boss, nu știu. Sau pe locul tău, nu știu. Cică, unde te vezi? Asta este. Aulo, suspicious. Aulo. Mamaie. Aulo, mamaie. Ia, pot să mă uit acolo. La tablou ăla. Și ce-i fac? Early retirement, honest answer. Ci că îmi doresc o pensionare rapidă. What is your last favorite aspect of this industry? Ci că ce-ți place cel mai mult la această industrie? Nu. Nu suci gâtul ca la găină. E bine, e bine așa aia. The paperwork I see, interesting. Da, frate, eu sunt, da. If you found out your company was doing something against the law, like fraud, what would you do? Și că ce faci dacă ai vedea că compania ta se ocupă de chestii frauduloase? Nothing that could... Efectiv n-am făcut nimic și au zis: a, nu vei face nimic. Păi asta este o decizie foarte bună, măi. Bravo, măi, ești angajatul lunii. Nici nu te-ai angajat încă. How about this then, if you were in my position, which of these candidates would you select to work at your company? Și că care dintre cei doi, pe care dintre cei doi ai prefera să-i angajezi? Uite pe ăsta, uite pe ăsta, frate, nu pe niciunul. Nici pe ăsta, nici pe ăsta. Nu i-aș angaja, mă, pe niciunul. Sună telefonul, răspunde, frate, la telefon. Răspunde, bă, la telefon. Răspunde, frate. Aolo, aolo, aolo. Bă, pe ăsta l-aș alege, mă, uite pe ăsta, așa. Stai. Danger, danger, danger. Stai, mă, că mă dă ăsta afară, mă. Revino-ți, revino-ți. Așa. Legumă. Băi, e greu, mă, să-i controlez capul. Uite pe ăsta l-aș alege, mă, că îmi plac ochelarii lui. Interesant. Hai să mergem mai departe. Da, frate. Are you able to keep a level head under pressure? Ai fi în stare să să lucrezi sub presiune, ceva genul ăsta. Da, frate. Da. Ce naiba. Frate, mi-e un pic somn. Stai un pic să dorm. Bă, dacă îmi poate să-și dea el capul peste cap. Are logică ce zic? Danger. Sunt o spaghetă. Danger. Good, that's important here. Da, frate. Am înțeles. Almost half. Ah, ci că suntem la jumătatea interviului. Vreau, suntem bine, mă? Da, mă, gata de continuat. Da, mă, vreau să continui. Vreau să mă angajez aici. Să-ți iau postul tău. Și că următoarea întrebare. Stai un pic să dorm, frate. Da, zi acum. What kind of car do you drive? Ce mașină conduc eu? Și neba să-i arăt eu lui ăsta acum să mă creadă. Uite, uite pe aia, uite pe aia așa. Din calendar. Îți sună telefonul, băiete. Uite pe asta aici. Oh, a man after my own heart, beauty is on she. Uite, mașina aia o conduc. Da, mă, da. Hai că am bani. If you knew one of your close work colleagues was stealing small amounts of office supplies, would you report them? Și că dacă știi că unul dintre colegi fură, l-ai denunța? Stai mă pic să opresc ăsta că mă disperă. Pot să opresc? A, schimb doar postul, bă. Așa, e mai chill muzica asta. Bun. Păi, frate, sincer, nu. Da, mă, da. M-a răzgândit, am văzut că nu vrea cu nu. I would do the same, good to nowhere on the same page. Ci că e bine să știm că suntem pe aceeași lungime de undă, că și eu aș face la fel, mă. Bine, frate. Uite acolo, vedeți că e un loc liber la angajați, acolo o să fiu și eu. Eu sunt ăla cu cravată roșie, încă nu e acolo. Who are our main rivals here at Handy Jobs? Ci că... care sunt principalii? Uite, ia-s mă rivalii, mă, îi văd acolo, mă, ia uite-i, mă. Corect, those damn bastards over the jack. Da, mă, da, cică, ia să am înțeles. Tell me, Mr. Man, who is the company CEO? Tu, frate, dar nu știu cum, tu ești, mă. Oh, that's right, Mr. Man, it's me, now tell me. Cică, da, mă, e corect, acum spune-mi, what do you ultimately want to become here at... Ce vrei să devii? Uite acolo, mă. Angajatul lunii. Bă, dar chiar ușor, mă, la început acum. Our top employee. Ambitious, I like that. It's been a while since I've been interviewed someone like that. Let me tell you. Și că n-am mai intervievat de mult o asemenea persoană competentă ca dumneavoastră. Să vă doriți atât de mult, o fire ambițioasă. Doamne, ce perfect sunteți. Can you tell me one of your personal pet peeves? Aolo, pe eu n-am, frate, așa ceva. Ce naiba iară la ăsta? Aolo, iară gunoiul, să-mi bag piciorul. Nu, de pe telefon i-arăt. Oh, telefonul tău! Nu poți să scapi de tehnologie, să înțeleg. Dacă în aceste momente avem nevoie. Like some of us are more robot. Câțiva dintre noi sunt mai mult roboți decât oameni. Băi, nici măcar nu știi câtă dreptate ai. Are you prepared to work 70 de ore pe săptămână? Adică 10 ore pe zi fără... Da, frate! Cum să nu... Nu, mă, am glumit, nu sunt. Really? That's good to know. Most people say the... Op, aoleu, stai. Mamă, cică... Bă, da-s profesionist, bă, că dau răspunsurile cele mai bune. Cică e bine că am zis așa. Are you good at performing difficult tasks for extended periods of time? Da, frate, da. You say... Aoleu. If you say so, hug. Da, frate, am zis, da. Așa zic. And lastly, are you good at spotting someone who isn't quite what they seem, Mr. Man, like a person who is trying to hide something from you? Și că sunteți în măsură să vă dați seama dacă o persoană ascunde ceva de dumneavoastră și că nu este ceea ce pare? Păi văd că dumneavoastră nu sunteți. Eu sunt, frate. Că-s robot. Îs robot oraton. Da, mă, da. Bă. Am zis da. Interesant. I see a lot of myself in you. A, și în asta sunteți robot? Ci că vede multe din el, ceva genul, se vede pe el ca și ceva genul ăsta. Chiar suntem identici în pana mea, cred. Right, I think... is there anything more you'd like to tell me before we finish? No, frate. No, o-s bine. Am zis nu. În acest caz, te informez că te potrivești perfect aici. Jobul este al dumneavoastră. Welcome to Handy Jobs. Da, frate, mersi și acum. Ce trebuie să fac? Am trecut de interviu, bă. Respect. Suntem angajați. Ia, stai un pic să văd ceva bun. Dacă ne dai altceva de făcut, o să încheiem aici. Keep an eye off clipboards. The instruction for mouse level can be found inside clipboards. Make sure to look at him. Ok, gata, suntem angajați, bă! Mamă, păi și acum? Ok, sunt angajat și acum? Ce fac? Human, bla bla bla. Ah, păi m-am angajat, mă, deja. Handy Jobs, păi și? Ok, trebuie să tot dau interviuri, mă. Și acum, gen, ar trebui să trec la un alt interviu. Știți? Adică, gen, la Crane Operator, unde e mai greu, unde sunt mai multe chestii. Bun, nice. Deci ne-am angajat ca handy job, adică mână de ajutor, nu știu ce, ceva gen... Stai să citim descrierea postului. Job description. The essential first step for all potential... The leading provider of quality handy persons and industry leader in the research handy technology for... Ah, deci ceva cu tehnologia, da. Păi și... pot să mă duc la muncă, gen? Sau... Sign here to start. Păi sunt deja angajat. Bla bla bla, calificare, nu știu ce. Ok, eu zic că e destul pentru primul episod. Să mai spuneți voi chestii despre joc, dacă cumva le știți. Uite, quit game, poți să ies din joc, poți să pornezi radio-ul. Pe laptop nu mă pot uita? Da, nu, ce se întâmplă dacă îi dau? Se mișcă asta? Tuc. Da, frate, aia ce-i? Ia să vedem și asta. A, mă pot juca. What? Trebuie să duc bila acolo. Ia. Spre început sau sal? E ușor, mă. Oh. Părea mai ușor. A, gata. Profesionist. Nice. Așa, acum e din ce în ce mai greu. Deci putem să ne și jucăm niște nebunii pe aici. I love humans. Uite ce scrie acolo, iubesc oamenii. Da, bun, păi cam asta este, momentan. Dacă vreți voi să mai apară episoade cu joculețul ăsta, spuneți-mi și o să mai mergem și la celelalte 3 interviuri pe care le mai avem. Uite, Crane Operator, ăsta paznic și tehnician nuclear. Deci să fie susținere blană și o să mai apară multe alte episoade. Vă salut cu respect, barosanilor, nu uitați de butonul la blană de like, susținere blană, toate cele bune, pa, pa!